O femeie a trăit aproape un secol pentru a lua bătaie și a fi tâlhărită de doi bărbați. Totul s-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică pe strada cetății din orașul Rupea, când cei doi în vârstă de 39, respectiv 25 de ani, au pătruns în locuința femeii în căutare de produse alimentare. Deși era doar 4:30 dimineața, femeia în vârstă de 95 de ani a fost trezită de zgomotele produse de cei doi hoți și a strigat după ajutor. Cei doi ar fi intrat printr-o ușă rămasă neasigurată în locuință, de unde ar fi încercat să sustragă produse alimentare. Alertată de zgomotele produse, proprietara locuinței, o femeie de 95 de ani, i-ar fi surprins pe cei doi și ar fi strigat după ajutor. Pentru a-și asigura scăparea, bărbații i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri în zona capului și ar fi abandonat produsele sustrase, după care ar fi părăsit locuința. Nona Genara a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Alertați, polițiștii au acționat cu promptitudine și cu ajutorul câinelui de urmă i-au depistat și identificat cu rapiditate pe cei doi bărbați. Aceștia au fost introduși în arestul IPJ Brașov, iar la data de 18 decembrie judecătoria Rupea a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Ei sunt cercetați în continuare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.